Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Astăzi o să ridic o problemă extrem de gravă care se petrece la nivelul comunităților de rom din România și în mod special la nivelul acelor comunități din mediul rural, și anume abandonul școlar care crește îngrijorător de la o zi la alta. Potrivit dispozițiilor din noua lege a învățământului preuniversitar, legea 198, care a intrat în vigoare în luna septembrie, avem în cuprinsul acestei legi o serie de articole care vizează sprijinirea copiilor aflați în risc de abandon școlar sau aflați în risc de excluziune școlară. Tot spunem de ceva timp, de câțiva ani buni de zile, că acești copii romi trebuie să meargă la școală pentru a nu ajunge adulții României de mâine dependenți de ajutoare sociale și de intervenția statului intervenționist, asistențial. Păi cum facem lucrul acesta? Pentru că ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze este, pe de o parte, accesul acestor copii în învățământul general obligatoriu, dar în egală măsură ce ar trebui să facem pentru a-i menține pentru o perioadă cât mai îndelungată de timp în sistemul educațional românesc. Și una dintre măsurile prevăzute de noua lege a învățământului preuniversitar se referă la mediatorii școlari, care sunt o resursă umană indispensabilă combaterii fenomenului numit abandon școlar. Rolul mediatorului școlar este acela de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinților în educația copiilor și în viața școlii. De asemenea, mediatorul școlar este cel care facilitează colaborarea dintre familie, comunitate și școală și, nu în cele din urmă, tot mediatorul școlar reprezintă comunitatea în școală și școala în comunitate. De aceea fac un apel către Ministerul Educației, către doamna ministru Ligia Deca, să aibă în vedere noile prevederi din legea învățământului preuniversitar și să ne sprijine în demersul nostru de a încadra aproximativ 150 de noi mediatori școlari în tot atâtea comunități din mediul rural, unde, repet, este nevoie de acești oameni pentru a crește participarea școlară a copiilor care sunt supuși riscului de abandon școlar și riscului de excluziune socială. Nu este un efort prea mare pentru țara noastră și cred că educația este cea mai bună investiție și pe termen mediu, dar mai ales pe termen lung. Vă mulțumesc!